Salut, eu sunt Mădălin și în acest video am să vă arăt misiunea numărul 10 din jocul Call of Duty Modern Warfare 3. Și continuăm această misiune exact unde am rămas în videoclipul anterior. Și anume, după ce am prins pe Volk, trebuie să-l escortăm până la punctul de extracție. Să încercăm să ne ferim de acest avion. Și acum ne dăm într-un avion în aer pentru a-i proteja pe cei de la SOR. Putem trage cu această P1, avem racheta de 105 mm, pe 2 avem rachetele de 40 și pe 3 avem mitraliera. Noi mai mult o să folosim 2 și 1, că sunt atenți. Distrugem pe inamici pentru a le ușura munca celor de la SOR. Și elicoptere. Ei vor încerca să ajungă aici, unde este fumul roșu. Încercăm să-i distrugem pe toți. Și dăm unul acolo. Ia să vedem cât distrugem. Sunt doar unul. Și au mai trecut niște avioane și au lăsat mai multe rachete. N-au nicio șansă inamicii noștri, mai ales dacă tragem cu racheta de 105. Uitați și pe cei de la SOR, să încercăm să nu tragem în ei pentru că o să ne dea mission fail. Și nu vrem asta, nu vrem să începem din nou. Dacă dăm F, o să ne dea camera termală și o să vedem inamicii. Nu știu, mie nu-mi place când văd așa, dar îi vedeți mai clar când dați pe cea termală. Și cred că i-am distrus pe toți. Amănuntam, sunt acolo. Înapoi pentru că am tras în clădiri și am distrus o clădire și nu avem voie să facem asta. În dreapta avem imagini de pe front cum fug înspre fumul MOF. Dăm pe cea de 105 mm și tragem. Încercăm să ratăm clădirile. Și acum putem să tragem și în clădirile care conțin inamici. Am primit undă verde și suntem atacați. Sperăm că nu vom fi distruși. Să învârtim ucile. Și am scăpat. Trebuie să tragem aici cu racheta principală. Am